caz revoltător. Un agresor a reușit să intre de două ori cu forța într-un centru de asistență din Chișinău, în care se adăposteau soția și copilul lui, victime ale violenței în familie. Pentru prima dată, acesta a intrat în 30 iunie. Atunci, tânărul a povestit poliției cum a spart ușa cu picioarele și cum a agresat o angajată. L-am lovit cu picioarele ușile din încăpere. Persoanele, servitoarele? Servitoarele s-au speriat. Pe doamna m-a apucat de păr. După ce a fost reținut și eliberat la câteva ore de către polițiști, tânărul a atacat din nou. Despre acest lucru însă nu a fost scris nimic în comunicatul de presă al poliției, mai ales că informația a fost publicată după ce ambele cazuri au avut loc. Mai mult, în nota informativă a fost indicată adresa centrului unde sunt găzduite victimele violenței în familie, fapt inadmisibil în contextul în care alți agresori ar putea urma exemplul bărbatului. Acest fapt a fost reclamat de Coaliția Națională Viață fără Violență în Familie, instituția în vizorul căreia a ajuns cazul. Totodată, angajații centrului s-au plâns pe atitudinea poliției. Avocatul Tatiana Cătană spune că a doua oară bărbatul nu ar mai fi intrat în clădire, dar i-a amenințat la telefon. Vine un agresor să rupă ușile, să împătrundă în interior în miezul nopții, să aibă asupra lui un cuțit, să aibă asupra lui un ciocan, să atace angajații centrului, să-l ia la poliție oamenii crezând că sunt în siguranță, că dimineața la ora 7 să-l vadă iarăși în jurul centrului. Orice om normal ar înțelege că aici poliția nu sună cum trebuie. Avocatul susține că și operatorii de la 112 nu au avut o atitudine potrivită. Angajata centrului, care a sunat la serviciul de urgență, ar fi fost întrebată dacă vede unde este agresorul și că ar putea fi trasă la răspundere pentru fals în declarații. Mai mult, femeia ar fi fost numită neadecvată. A fost o atitudine incorrectă de la serviciul 112, când persoanele în stare de isterie sunau că uite, a venit cineva și ne atacă și serviciul 112 au luat în serios apelul și au vorbit destul de neprofesionist. Am solicitat înregistrările din acea zi, dar purtătorul de cuvânt al serviciului 112 ne-a spus că deocamdată nu ni le poate oferi. Regretăm foarte mult această situație și bineînțeles că a fost o încălcare gravă din partea operatorului. În prima etapă se inițiază ancheta de serviciu, este investigat apelul. Am încercat să obținem o reacție de la ofițerii de presă AIGP referitor la acuzațiile aduse. Diana Fetco și Svetlana Scripnic nu au răspuns la apelurile noastre insistente. Ulterior, a revenit cu un apel Irina Gavrilova, ofițer de presă al INSP, care ne-a spus că va reveni cu un răspuns după ce se va documenta.